Frați și surori, noi vorbim despre credință, noi suntem oameni ai credinței. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Atunci ce credință ai? Citim în prima parte despre eroii credinței, începând de la Noe, care prin ascultarea lui de Dumnezeu, când Dumnezeu i-a spus despre lucrurile care nu se vedeau, dar plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, prin corabia aceea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Poveste plină de farme. Avram, Sara, Isaac, Iacob, Iosif și ce vom zice de mulți alții, că nu mi-ar ajunge timpul și vremea să vorbesc despre Gedeon, de Barak, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Credința, care s-a înfăptuit. Dar citesc de o alt fel de credință, tot din vechime și apoi oglindită în cel despre care s-a citit în această seară. Alții au suferit batjocuri, au ajuns în batjocuri, în bătăi, în lanțuri, în închisoare. Și acum au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Ceilalți au scăpat de sabie și ăștia au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit. Ce mai ziceți? Te rog, vindecăm copilul. I-l-a vindecat Domnul. Înviază-mi copilul, i-l-a vindecat. Te rog, scapă-mi copilul, nu l-a scăpat. Te rog, ai milă, parcă nu s-a dus nicăieri glasul lui. Două feluri de credințe în felul în care Dumnezeu aduce oamenii. Citim de ăștia care nu li s-a onorat credința. Spune cuvântul Domnului, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Mă simt obligat să spun un lucru, că doar Domnul ne duce în experiențe și să le împărtășim. De multe ori ni se pare că suntem uitați. Așa ni se pare. N-aș vrea să fie cum nata mea Dorina aici, să audă, poate îi trezesc o durere în suflet, dar mi-o trezesc și mie. Dar să vedeți o experiență de care a avut-o Dumnezeu pentru noi, într-un moment greu de încercare cu fratele meu. A vorbit Domnul fratelui Tipei să facă o rugăciune cu cineva pentru fratele meu, că Domnul se îndură de el. Și a venit și mi-a spus felul în care a avut vedenia și cum Domnul l-a chemat și mi-a spus să luăm pe fratele Vărtică și să fim miercuri la Nicu acasă să ne rugăm. Și am stat înaintea Domnului,
Și am postit. Și la ora 1 ne-am dus la Dorina. Când ne-am dus în casă, unde era Nicu în pat, nu vedea, nu auzea, l-am găsit pe Tică, care e aici, pe Simi și pe Delu. I-am auzit că se roagă de afară. Și după ce au încetat rugăciunea, am mers în casă. Și am zis, ce faceți? Și Domnul ne-a vorbit să venim să ne rugăm aici pentru Nicu. Azi la 1, așa am hotărât, să fim aici. Când am dat mâna, a oprit o mașină de Suceava în fața porții. S-a dat jos fratele Dragoș Croitoru și cu cei doi proroci. Și zice, mă, toată noaptea am călătorit. Am venit până aici, că Domnul ne-a spus să venim să ne rugăm aici cu Nicu. Îl iubim și dragostea fără faptă. Am crezut că s-a deschis cerul. Ascultați-mă, am crezut că văd pe Dumnezeu, tot mă uitam, unde e. Trebuia să apară. Când ăștia din Suceava ne-au spus pentru ce au venit. Când ceilalți, grupul de la Buteni, au venit, știam pentru ce au venit. Când ne-au spus ei. Când noi știam pentru ce ne-am rugat, ei s-au rugat și au postit. Ei s-au rugat și au postit și au postit. Ne-am rugat. În disperare ne-am rugat. În disperare. Mă amintesc că a strigat cât am putut. Nicu! M-a auzit. Am ieșit afară, că tot ai scurt. Am dat mâna unul cu altul, reci. Ne-am întrebat pe ăștia din Suceava, măi, nu veniți să mâncați ceva? Nu, că nu s-a încheiat ziua de post. Așa cu mâna muți. Toți au plecat în direcția lor. Ne întâlnisem ca magii. Am plecat în pustie. Nu ne-au ascultat. Dar făgăduise Dumnezeu, dar promisese Dumnezeu. Cum priviți dumneavoastră astfel de lucruri? Că Domnul Dumnezeu a zis, în viața asta să vă uitați și la ăia, și la ăia care au pierdut, dar să știți că sunt oameni. Să vă uitați, și spunea cuvântul Domnului, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Dar cum să-L vedem? Care a suferit crucea. Haideți să vorbim de cruce. Pocăiți cu crucea, făcută de oameni și pocăiți care fac cruci. Nu înțeleg decât un bărbat ăsta care singur vine de acasă. În ziua de Crăciun m-a povestit un bărbat de aici, aș vrea să țineți programul lung. Dar zic, de ce? Pentru că soția mi-a spus să nu mai vin acasă, să mă duc cu pocăiții mei și cu frații mei. A venit aici la noi, în familie, și și-a lăsat familia. Și am zis, dar cum? Zice, frate, disprețuiesc. Bag jocurile astea, nu le bag în seamă. Uite ce spune cuvântul Domnului. A disprețuit rușinea. Nu i-a fost rușine să fie slab. Vezi că nu te ascultă Dumnezeu? Vezi că nu ți se împlinește dorința? Vezi că strângi și nu se rezolvă nimic? Poate să fie credință în astfel de situații? Uitați-vă la mine, toți treceți pe unde trec eu. Știți cum e viața asta? Când vrea Dumnezeu să te ridice, te aruncă în hău. Te aruncă El. Nu înțelegi. S-a pomenit aici Iosif. Ce să mai înțelegi? Când a început să o ducă bine, să-și uite năcazul și rușinea și a început și el să învețe limba, stăpânul a zis, îmi place de tine, toată casa ți-o dau pe mână. Și soția a venit să tragă hainele de pe el și a spus,
Eu am un stăpân sfânt. Mă uit la el, e sfânt, nu mă murdăresc orice m-ar costa. Și fuge. Și se deschide ușa pușcăriei și intră în pușcărie. În cel mai de jos loc. Zice, Doamne Dumnezeu, pentru ce-s aici? Ce rele am făcut? Că n-am vrut să mă spurc, să mă murdăresc? Asta mi-e răsplata în lumea asta, asta trebuie să plătesc eu. Da, pentru că, vedeți, te duci acolo jos și nici nu știi că locul ăla e un loc în care, ca o catapultă de asta, ca un scaun de asta care te catapultează dintr-un avion de asta militar sau nu, numai în caz de pericol, te aruncă. Și de acolo l-au aruncat până lângă faraon, lângă împăratul. Dumnezeu duce pe oameni în locuri de unde poate să-i ridice, să nu-i mai prinde oamenii. În lumea asta, când ridică Dumnezeu câte un om, că mai are treabă cu el aici, atunci de acolo, ca pe Daniel, să dă o lege expre pentru el. Colegii lui au făcut-o și l-au amăgit pe împărat. Dar când au ajuns în groapă, de acolo a fost catapultat printre mâinile care voia să-l țină și l-au aruncat așa de sus, încât el singur, dacă înainte era singur și 65 de mâini se ridicau, nu, nu l-a ascultat împărate. Acum unul singur vorbea la 65 de mâini ridicate, pe tăceți, pentru că era pe scaunul pe care Dumnezeu l-a pus. Pentru ce sunt încercările astea în viață? Domnul a zis, uitați-vă. La cine? La Hristos. Bătut, disprețuit, om al durerii, obișnuit cu suferința, toată descrierea Scripturii, un om frânt de durere. Un om frânt de durerea oamenilor. A trăit aici în lumea asta frânt, nu de durerea lui, nu-și plângea de milă, plângea de milă semenilor, în robiile în care erau și a durerilor care erau în jurul lui. Și a început să spună, și totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi ziceam că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Să nu facem păcatul ăsta, să zicem că Iisus suferă, că e un păcat. Profeția lui Isaia era că ei ziceau că-i lovit pentru păcatele lui, totuși el era zdrobit pentru noi. Cum se întâmplă azi dureri între noi, pentru noi, să ne înmoaie, Domnul. Să ne înmoaie. Păi de ce venim aici la biserică? De ce venim oare aici? Să nu ne mai vedem pe noi și dacă cumva o ducem bine, să nu plecăm acasă mândri de noi, disprețuind. Spuneam, mai învățat ceva astăzi? Mai am pe cineva să-l caut? Ce-ți va pune Dumnezeu pe inimă când pleci de aici? Nu știu. M-a învățat Dumnezeu să mai caut pe cineva. De ce? Ca să-mi dea și mie Dumnezeu locul cu cei mari. Pentru că s-a pus în rândul celor păcătoși, a celor de fără de lege, a celor cu păcate și apoi a celor suferiți. Dumnezeu i-a făcut parte în cer. Cum ne spune nou acum, vedeți că partea voastră în cer se dă în funcție de felul în care vă identificați în lume cu Hristos. Și fie gândul ăsta, credința ascultată e o onoare. Credința în care mori e o mai mare onoare. Toți aceștia n-au primit, așa am citit aici, ce le fusese făgăduit. Dar le-a dat Dumnezeu un cer. Avram n-a primit țara, a intrat în ea, a vrut să scumpere, să devină stăpân și a spus Dumnezeu, nu, tu să n-ai nimic aici. Isaac a stat ca străin, Iacov a stat ca străin, pruncii lui au stat străin și apoi la o vreme au plecat în Egipt. Și după 430 de ani au venit și au zis, Dumnezeu, vă dau eu țara. Și i-a spus, prin credință a văzut-o, dar n-a primit-o. Acum noi plecăm de aici. Gândiți-vă la un om la care să vă duceți. Iubiții mei, frați, undeva Iisus Hristos te așteaptă. El e ținta și desăvârșirea credinței noastre. Iisus, care a fost preocupat. Uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit.
La el uitați-vă. Și cum te uiți la el? Numai că, vai, Doamne, ai fost pe cruce, vai, cât ai suferit acolo. Tu știi că eu suferaz. Știi că lângă tine este un om care are o lacrimă? Știi că este un prunc care vrea să-i atingi capul? Știți că aici, în curtea bisericii, a venit un copil și mi-a spus în durere, eu nu sufăr de bătaie de tată. Făcut prostii și-l cred. Și supăr pe oamenii de ordine și toată nici nu știu cum să mai procedez. Cineva a venit și a spus, tu suferi de bătaie de tată. S-a știut că n-are tată. Și a venit, s-a izolat undeva pe aici. Și la sfârșit, eu nu sufer de bătaie. Eu sufăr de dor de tată. Nu știu care-i rebelul ăla care să supără că n-are tată. N-a fost în păpucii unui copil, mi-a murit tata când n-a fost matur. Dar să rămâi copil orfan. De tată, de mamă. Să rămâi văduvă, să rămâi văduv. Călimam, prietenul meu, când a rămas văduv, într-o noapte a venit la mine că s-a trezit speriat și a căutat soția cu mâna și n-a găsit-o. Și l-a putacat frica. Și a întrebat de ce a venit. Nu mai poți sta acasă, mă lua frica. Copiii dorm. Dar ei nu-s ca mine. Lasă-mă să mai stau, hai să mai vorbim. Eu îl împingeam să se ducă acasă. Hai să mai vorbim. Stau eu pe terasă afară. Pentru că sunt dureri. De-aia venim aici. Să ne uităm la El. Dar nu în cer la El, aici El, aici, lângă tine e Iisus. Stai pe bancă, nici măcar nu-ți pasă, bună ziua, bună seara, pace, de unde ești? Cine te-a adus aici? Ce-i cu tine, omule? Ne-am găsit că suntem câteodată atâta de fiși în scaune, concentrați spre cer, când Domnul e lângă mine și lângă tine. De unde e fata asta? De unde e omul ăsta? Cine-i străinul ăsta care a venit aici la noi? Sau trecând pe stradă, sau știu eu, îți vine un Hristos și El îți spune, uită-te la mine, fii țintă cu ochii la mine. Dar unde să ne uităm? La Hristos ăștia mici, care într-o zi ne va spune, dar când te-am întâlnit, când ne-am uitat la tine? Atunci când la aceștia foarte micuți și neînsemnați, mie mi le-ai făcut să știi. N-ai vrea în ziua aia să spună, Domnul, am fost în biserică. Și tu nu m-ai cunoscut, așa nu. Dar ai zis, auzi, n-ai vrea să fii la mine la masă. Am pierdut ospitalitatea. Am pierdut dragostea aia pentru străini. Am pierdut ceea ce n-ar trebui să se piardă între noi. Fraților, a zis Iisus, ațintiți-vă privirea la marele nostru și la desăvârșirea credinței. Dar unde o desăvârșește? În sfinții care sunt pe pământ. Oricât m-am mutat în cer, nu l-am văzut. Și în ziua în care a crezut că se deschide cerul și o să văd pe Dumnezeu cu mâna întinsă, n-a fost așa. Și n-am primit. Și mulți de aici am trecut prin cimitire, nu? Și am trecut prin spitale. N-ar trebui decât să fim inimă, că Domnul spune, uitați-vă la mine. Nu chiar ai multă treabă atunci cu tine. Știți hainele, știți coafura, știți mașina, știți haina, casa. Aș vrea să cântăm o cântare.